Bună, dragilor! În filmulețul de astăzi m-am gândit să vă povestesc puțin experiența noastră cu avionul, mai exact experiența copiilor cu avionul, ce s-a întâmplat cu ei și cum a fost. Am prins puțin de timp liber, mai ales că Marc doarme. A dormit la 7:30 seara, nici nu mă așteptam. Pe timpul zilei nu vrea să doarmă deloc și uneori seara adorme devreme, alteori târziu. Și tot am vrut să filmeze câteva zile încoace, dar nu am avut când, a fost foarte mărâit, ba vrea să-l țin în brațe, ba vrea telefonul și nu reușeam deloc să filmez. Nici nu știu cu ce să încep, nici nu știu cum să fac, să vă povestesc. Ați văzut și voi în vlog, am plecat de dimineață, am avut avionul la 10:45 către Oradea și trebuia să fim cu 2 ore înainte în aeroport pentru a face check-in-ul. La copii mi s-a făcut check-in, de fapt la copii nu mi s-a făcut check-in-ul de către companie, mi s-a făcut doar pentru noi adulții, nu înțeleg de ce, probabil că era zborul intern, nu știu ce s-a întâmplat, oricum nu am plătit nimic în aeroport pentru a le face lor check-in-ul, check-in-ul nostru era făcut. Măi, telefonule, ce faci? Am plecat la 4:30, parcă din Brașov, și am ajuns la 7 și ceva, nu mai rețin minte exact la cât am ajuns în București. Știu că am fost am mâncat la McDonald's și din câte mi-aduc aminte, parcă pe la vreo 8 fără 20 sau 8 fără un sfert ajunsesem în aeroport și nu te lasă să intri. Deci ca să știți și voi, acum în plină pandemie, nu te lasă să intri, să stai în aeroport. Noi am intrat, am fost la toaletă, nu am știut că nu o să fim lăsați să stăm în aeroport. Acolo sunt paznici care îți spune ce zbor ai, te întreabă și tu îi spui dacă ai zborul, adică tu îi spui ce zbor ai și îi spune dacă zborul tău s-a deschis check-in-ul. Dacă nu, te poftește să ieși afară și spune că anunță prin stație că se deschide check-in-ul. La noi nu s-a întâmplat chestia asta, nu s-a anunțat că s-a deschis check-in-ul la Blue Air. Eu am primit pe check-in-ul meu, adică pe foaia aia de îmbarcare, că check-in-ul se deschide la ora 8 sau 8 și un sfert, nu mai rețin minte, dar parcă la 8 și un sfert. Noi am plecat la 8 și un sfert acolo, până la 8 și un sfert nu se deschise, adică nu ne anunțase că s-a deschis check-in-ul. Ce mă bucură pe mine este faptul că, nu știu, am ales acest zbor intern. Deci pentru Marc a fost ceva groaznic, ceva, nu știu, la un moment dat am simțit că s-a înmuiat și nu mai e bun de nimic. Soțul meu n-a vrut să mă îngrijoreze, dar o să ajung și acolo să vă vorbesc. Adică mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. A fost bine că am luat zbor intern și a fost doar de 55 de minute. Adică la dus a fost 45 de minute și l-a întors 55. Nu înțeleg de ce, că a fost același drum. Vă dați seama dacă luăm un zbor extern, cum mi-am dorit să luăm un zbor, trebuia să plecăm în Cipru, trebuia să plecăm în Italia, deci era un zbor de 2 ore și 10 minute sau 2 ore, depinde. Ei dă o marjă undeva cu 10-15 minute în plus, probabil. Au fost dăți în care și când plecam în Cipru, avionul ateriza mai repede cu 10-15-20 de minute. Probabil de cum e vremea, nu știu după ce criterii se ia ei. Am făcut check-in-ul, a fost totul bine, am trecut, la dus încolo deci nu am avut treabă, am avut siropurile, am avut, adică siropurile, siropul, am avut spiritul, am avut gel dezinfectant și alte chestii, nu m-a pus să scot și să renunț la nimic sau nu m-a pus să le scot, să le bag într-o punguță. Pe când la întoarcere am nimerit niște persoane foarte, nu știu, severe, ciudate, m-a pus să scot siropul într-o plăsuță, mi l-a băgat ei în pungă, mi-a băgat spiritul, mi-a băgat dezinfectantul, mi-a băgat telefoanele și tableta într-o lădiță, deci total diferit ce s-a întâmplat la dus,
Acolo s-a întâmplat total diferit. L-a dus, ne-a pus să ne punem gențile, ne-am pus gențile, nu m-a pus să-mi scot telefonul separat, nu m-a pus să-mi pun tableta într-o lădiță cu telefoanele în altă lădiță, deci a fost total diferit. Regulile mă gândesc că sunt aceleași, eu așa cred, dar probabil depinde de personal, probabil, nu știu, mă mai gândeam la varianta că probabil diferă aeroportul și fiecare aeroport are regulile lui, dar nu prea cred, cred că regulile sunt aceleași. În fine, nu m-a deranjat faptul ăsta, dar v-am zis, a fost așa puțin ciudat, pentru că cu copii în brațe e destul de ciudat. Marc plânge, Selena nu știu ce vrea, chinuie, te scoate din ghiozdan, aveam două telefoane, tableta era în alt ghiozdan, telefonul soțului, el avea parcă, din câte mi-aduc aminte, brățara. Și e ciudat să stai să le scoți pe toate, pune-le într-o ladă, ei te grăbesc, îți face, haideți mai repede, că avionul trebuie să decoleze. Deci a fost așa o harababură la întoarcere spre București. Deci nu mi-a plăcut, m-am simțit presată, soțul meu s-a certat puțin cu ei acolo, tot îi țiuia lui ceva pe el, dar el nu avea nimic, că nu avea nici în geantă, îl pusese să se întoarcă, l-a pus la percheziționat, l-a pus să scoată din geantă, l-a pus să-l pună pe marcă în lateral să vadă dacă marcă are ceva băgat în el. Deci a fost foarte dubios la întoarcere, parcă ne-am simțit ca niște infractori, a fost foarte, foarte ciudat și s-a certat puțin soțul meu cu ei, adică soțul meu s-a certat mai mult singur, că ei am văzut că nu au băgat de seamă, adică nu au întors vorba înapoi să certe, probabil că nu au voie să certe cu oamenii, nu știu, dar soțul meu s-a enervat foarte tare pentru că a mai trecut odată prin aeroportul celălalt și nu era nimic, nu avea, nu țiuia, nu nimic. V-am povestit acum și la întoarcere ca să știți că după aia sigur o să uit. Ce v-aș recomanda eu referitor la copii? În cazul în care mergeți cu copii, vă recomand să aveți la voi o punguță de jeleuri sau, nu știu, de caramele. Asta în cazul în care copiii mănâncă, bineînțeles că dacă sunt bebeluși, nu aveți cum să-i dați așa ceva. Cu toate că eu le-am dat și tot au avut dureri de urechi. Nu știu acum cât de adevărată este chestia asta că mesteci gumă sau mesteci un jeleu, o caramea și îi ajută. Pe copiii mei nu i-a ajutat, cel puțin pe Selena. Adică nici pe Marc. Ce vreau să zic e că Selena a mâncat caramea și tot o durea urechile. Marc n-a mai vrut să mănânce caramea la întoarcere, că a fost foarte ciudat pentru el. Și el nu a mai mâncat și se trăgea săracul așa de urechi și zicea că îl dor urechile. Pe mine nu m-a durut urechile, pe mine m-a luat durerea de cap. Soțul meu nu a avut nici durere de cap, nici durere de urechi. Și ce vreau să vă mai recomand, acum nu știu ce să zic, asta ar fi sfatul meu și mă gândesc că așa o să fac în momentul în care voi mai pleca, în cazul în care nu voi uita, nu știu. Aș lua pentru Marc, că Marc e mai micuț și nu înțelege, Selena nu am nicio treabă, o mașinuță, un tir, ceva nou, într-o cutiuță și l-aș băga în geantă, deoarece în duty free sunt foarte, foarte scumpe, deci nu vă mint, un tir atât de micuț, îngust, mic, 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 costa 100 și ceva de lei. O machetuță mică, care la noi e cu 5 lei, costa 50 și ceva de lei, 60 și ceva de lei, mi se pare foarte, foarte mult. Și dulciurile mi s-au părut scumpe, doar că hamburgerul și hot dog-ul care l-am cumpărat Selene și am dat 17 lei 90 sau 17 lei 50, nu mai țin minte exact, nu mi s-a părut așa de mult, că era destul de mare, avea jeleu, cantitate destul de multă. Cutia de Tic Tac mi s-a părut la fel foarte mult, 49 de lei. Dar dacă ar fi să am o fetiță sau un băiat mai micuț așa, adică să mă pun în locul vostru și să merg, aș lua o jucărioară, o păpușică sau ceva diferit, pentru că el nu vede dacă voi o cumpăr. Bine, acum poate depinde că dacă copilul vede acea jucărie și vede că e de-aia alta, Marc așa este. Deci Marc dacă iei o jucărie și o dai, el cam păcălești și uită. Nu am pățit până acum să vrea jucăria aia care am văzut-o și la geam, dacă mergem, îl luăm și îl prostim și iartăm altă jucărioară și trece mai departe. Sunt dăți în care nu-l păcălim, dar cred că la aeroport, acolo la Duty Free, nu erau multe jucărioare, erau un tir și vreo 5-6 machetuțe diferite. Și el nu ținea minte că i-am luat eu machetuța aia sau aia. Important era să-i fi dat o mașinuță nouă, să-i o scot din cutie. Asta mă refer în cazul în care mergeai în sala de așteptare. Da, și se trezește Marc. L-am schimbat de aici din sufragerie, l-am dus în dormitor.
S-a trezit și a început să mărâie și a trebuit să-l adorm în brațe. Eu, săracul afară s-a julit la ambii genunchi, a alergat după Selena și a dat de un asfalt din ăsta foarte zgrumțuros, așa foarte aspru. Peste tot e asfaltul aspru, doar că în unele zone e probabil asfaltul ăla sau nu știu, mai gros, mai... Și s-a julit foarte tare la genunchi săracul și atât a plâns și acum s-a trezit plângând și a zis că au buba. Îl doare, l-am dezinfectat puțin acolo și i-am pus plasturi, dar vă dați seama că e dureros, mai ales pentru copii. Noi, ca adulți, mai rezistăm. Nici nu mai știu unde rămăsesem să vă povestesc. Să luați cum ar veni, să aveți jucărioara tirul sau cei cumpărați păpușica cei acolo să o aveți și să vă prefaceți că hai că o să plătim. Bineînțeles, acum să și fie copilașul mai mare să înțeleagă și să mergeți cu el, să ieșiți de acolo și să îl dați în sala de așteptare. Eu așa am zis că o să fac pe viitor cu Marc, deoarece mi-a făcut foarte urât și mi-a fost milă de el, dar nici nu aș fi dat un milion și ceva pe tirul ăla, pentru că el, machetuța, nu și-ar fi dorit-o. El, tirul ăla tot trăgea la el, lui plac foarte mult tirurile și pe viitor așa și făcut. Și trebuie să țineți cont că dacă zburați pe intern, acolo e un duty free foarte, foarte mic. Din câte am înțeles, sunt duty free la zborurile care pleacă în afara țării, e duty free-ul mai mare în otopeni. Dar la noi aici, la zborul ăsta, pentru zboruri interne, e un duty free foarte mic. Cred că cât tot balconul ăsta meu, care are rafturi așa și raft pe mijloc și cu produse foarte, foarte puține. Și știu că, în general, magazinele duty free au produse foarte scumpe. Mi-aduc aminte de când mergeam eu în Cipru în 2008, 2009, 2010, 2011, atunci, în perioada aia, erau la fel foarte scumpe. Toate erau foarte scumpe. Și așa o să fac pe viitor. A fost foarte greu și foarte, nu știu, stresant pentru noi ca părinți. În sala de așteptare aveam în jur la aproape 2 ore, dacă nu mă înșel, deci am intrat la 8 și un sfert, parcă acolo, am făcut check-in, nu a durat mult. Vreau să vă spun că acum, în plină pandemie, nu se zboară, se circulă prin aeroport foarte, foarte lejer, e foarte liber, sunt foarte puțini oameni. Într-adevăr, avionul era destul de plin când am plecat și când ne-am întors mai plin, dar în aeroport așa foarte gol, foarte. Deci dacă vezi cum ar veni câte o persoană, două la câte un ghișeu, când am trecut să ne controleze acolo biletele și buletine și ce am trecut, nu era nimenea. Deci oamenii care lucrează, cred că în aeroport, se plictisesc groaznic sau se bucură în același timp că nu prea au activitate, nu știu ce să zic, dar nu prea aveau de muncă. Și parcă de la 8 jumate, dacă nu mă înșel, sau 8:40, am stat până la 10:20 sau 10 și un sfert, nu mai rețin minte, în sala de așteptare. Ca adult, nu e așa de greu să zicem că dacă nu ai vreun copil lângă tine sau dacă ai copii mari să stea cu minți, n-ai treabă. Dar când ești adult și ai și un copil mic din ăsta care te stresează și nu îți dă pace, e foarte greu. I-am dat telefonul, i-am dat să mănânce caramele, i-am dat să mănânce jeleuri, i-am cumpărat suc de la Tonomat. La fel, Tonomatele le au prețuri foarte mari. Nu înțeleg de ce nu te lasă să te duci cu sucul tău. Adică, bineînțeles, de ce nu înțeleg? Nu înțeleg că vor să facă și ei niște bani. O apă era 7 lei, un suc 10 lei la bidon la jumate. Și dacă vrei să-ți iei 4 persoane câte un suc diferit, trebuie să dai 40 de lei. Și dacă stai vreo 2 ore, 3, că ajungi în aeroport mai repede și ți-e sete și tot bei fiind vară, mă scuzați că mai pun un pic de pauză, că trebuie să mai aud. Cred că o să mut locația și o să mă duc în dormitorul ăla de lângă Marc să-l aud, că dacă se trezește, e atât de sensibil copilașul ăsta și atât de tare plânge și dacă strică somnul, nu mai adoarme. Și acum e 8 și 20 și, sincer să fiu, nu aș vrea să se mai trezească, aș vrea să doarmă până dimineață. Chit că se trezește la un 6-7 dimineața, dar măcar să doarmă. Așa, dacă se trezește acum, se culcă pe la vreo 12-1 noaptea și pe mine o să mai ia somnul în curând și o să-mi fie greu. Și dacă stai în aeroport vreo 2, 3 ore, 4, că depinde de om, că dacă un om vine de la
cu toate că nu te lasă să intri în aeroport să stai. Deci asta e problema, că cel puțin la Otopeni, nu știu la alte aeroporturi cum este, dar la Otopeni te pune să stai în corturile alea afară, în fața aeroportului, chit că e ziua, chit că e noapte, tu trebuie să intri fix cu 2 ore înainte. Da? Și cu 2 ore înainte, poate tu ești un om care ți-e sete foarte tare și vrei să bei foarte des și să-ți cumperi atâtea sucuri și să mai fii vreo 4-5 persoane în familie, e destul de greu. Adică destul de greu, destul de costisitor. Da, o să mă mut locația. Am venit în dormitor aici, nu mai am aceeași lumină faină, dar asta e ce să fac, trebuie să fiu aproape de Marc în cazul în care plânge, să mă duc la el. Vreau să vă mai spun că a fost greu cu Marc. Selena a mai fost așa, să zicem, perioade în care mă mai cicălea la cap, dar în rest în sala de așteptare destul de greu. Problema e că nu prea ai ce să faci, deci tu trebuie să treci cu 2 ore înainte de a zbura să-ți faci check-in-ul, nu poți să stai afară ca să zici că petreci timpul afară și după aia treci ca să mai stai doar vreo jumătate de oră sau o oră în sala de așteptare. Nu ai cum, trebuie să treci. Și odată trecut, vă recomand să aveți la voi măcar niște mașinuțe sau jucării pentru copii, nu știu, ceva să-i dați de lucru. La mine s-a întâmplat să uit să le iau din mașină, că le aveam în mașină, dar am uitat să le iau. Poate dacă îi dădeam să joace pe scaunele alea sau să-i fi dat să facă un Lego sau ceva, nu știu, poate ar fi stat, dar a fost foarte greu. Mi s-a părut că a trecut foarte greu timpul până a venit și ne-a luat cu autobuzul și nu știam ce să-i mai fac, nu știam ce să-i mai dăm pe telefon. Problema e că telefonul mi s-a descărcat și mie și soțului meu și nu era încărcător în aeroport decât un încărcător undeva băgat la un ghișeu din ăla de-a lor unde verifica biletele, să vadă înainte de a te urca în autobuz, să-ți mai verifică biletele. Și mai mă duceam și mai îmi lăsam acolo telefonul la încărcat, dar era ciudat că eu lăsam telefonul acolo și aveam de mers destul până la scaune. Și nu mi-era teamă neapărat că mi se fură, că vedeam de acolo și eram geană pe telefon. Dar e ciudat. Din câte știu, în alte aeroporturi sunt prize la scaune, dar la noi e nasol că nu este. A fost foarte greu. După aceea ne-a luat. Mă scuzați că poate nu mă exprim așa cum trebuie, ca lumea, așa, dar așa știu eu să mă exprim și așa știu eu să vorbesc. A venit, ne-a luat cu autobuzul, am plecat. Când s-a apropiat Marc de avioane și de motoare, când a văzut ce sunet de acolo, că ați văzut în filmaj, se auzea destul de tare motoarele avionului. S-a speriat și că el nu mai vrea, că el nu vrea să meargă. A început să mâțâie, să plângă așa puțin până am intrat în avion. Când am intrat în avion și a văzut că ne-am pus pe scaun, a fost tot ok. A început să râdă că e frumos în avion. Iar arătam pe geam. După care a venit o stoardeză și avionul se pregătea să decoleze și stoardeza mi-a spus că copilul trebuie să stea singur pe scaun. Deci din clipa aia vreau să vă zic că am simțit că îmi fuge, nu știu, pământul de sub picioare și nu neapărat că ar trebui să-l pună singur pe scaun, mi-era teamă de asta. Dar atunci a început să reacționeze Marc foarte urât și a început să țipe și să urle de la auzit tot avionul. Era singurul copil din avion, el cu Selena, în rest nu mai erau copii, la întoarcere mai erau o fetiță și un băiat. Dar la dus erau doar ei doi. Și a început să plângă și să facă un scandal. Mă enervează ochelarii, îmi dau jos ochelarii că mi se vede telefonul în ei și se vede lumina, nu-mi place. Și a început să facă un show și un scandal în avion, de mi s-a făcut și rușine, mi s-a făcut și milă de Marc. Ați văzut că în momentul în care vine și zice să-ți prinzi centurile, avionul deja pleacă. Tu nu mai poți să te dai jos, că stai, că s-a trezit copilul meu, nu mai vrea să stea în avion, eu vreau să cobor, că mi-e frică, că e frică, că nu știu ce. Deci avionul mergea. L-a pus soțul meu, a încercat să-i explice. Soțul meu i-a spus, păi da, dar el nu stă, nu poți să-l țin în brațe. Ea a spus că nu știu, trebuie să respectați regulile și eventual o să mă duc să cer voie capitanului să vedem dacă este de acord. Bineînțeles că a plecat și n-a mai venit, n-a mai zis nimica. Marc în perioada aia mânca caramea săracu. Și un băiat din fața noastră foarte de treabă și sociabil și soțul meu a prins un băiat lângă el la fel sociabil, că soțul meu a stat avea scaunul mijloc lateral și eu aveam scaunul cum ar veni geam mijloc și lateral, deci s-a prins așa
scaunele 4, dar el a prins și un loc liber să-l pună pe marcă. Normal aveam 3 scaune, unul lângă altul și încă unul lângă culoar. Și a prins doi băieți așa drăguți și încerca să vorbească cu Marc, încerca să le explice, să-i explice, să-i spună că să stea, dar nu avea cu cine să se înțelege. Bineînțeles că copilul s-a speriat. Lui e frică de obicei și dacă mergem în autobuz, nu vrea să stea pe scaun singur, dacă mergem cu mașina noastră, nu vrea să stea, vrea să stea în brațe, în camion, când mergem cu soțul meu. El are o teamă și spune, fică, fică și să-l țin, îmi ia mâinile să-l țin. Pentru el a fost ceva groaznic, ceva, nu știu, ciudat, a început să plângă foarte tare și nu știam ce să-i mai face. Și băiatul din față a luat și ne-a spus că el a mai fost și cu alte companii și cu Blue Air și i-a dat la copil, stewardesul, o centură care se pune deasupra centurei a părintelui și le-a în brațe. Bineînțeles că nu mai aveam ce să fac, stewardesa plecase, ați văzut, ei pleacă, se duce și trage perdeaua aia și stă în cabină la ei acolo unde au ei. Măi, va lua gălăgie acum. Ăsta mic plângea săracul, soțul meu stătea cu capul pe el stătea acolo pe scaun, dar plângea și suspina și s-a necat cu carameaua. Și m-am speriat și i-a dat peste spate și și-a revenit. Și l-a scos din centură, i-am zis să-l scoată din centură, l-a luat și l-a ținut în brațe, după care a venit un băiat, Stuart, și mi-a spus că ce se întâmplă și i-am spus că uitați, copilul s-a și necat, bineînțeles că nu i-am mai spus eu lui că s-a necat cu carameaua, că probabil îmi zicea, dar de ce i-ați dat, doamnă, caramea, de eu i-am dat caramea săracu să mănânce să nu-l doară urechile, că mâncasem și eu și Selena și am zis, hai să mâncăm, eu știam că n-am probleme, că n-am avut treabă cu avionul decât durere de cap, cam întotdeauna am durere de cap, l-a dus spre Oradea, acum n-am avut durere, dar l-a întors, am avut durere de cap și i-am spus că uitați ce s-a întâmplat, săracul s-a speriat, el e panicat, e pentru prima oară când merge cu avionul și nu știm ce să-i facem, că nu plânge, nu știu, înțelegeți voi. Și atunci băiatul a zis că haideți că vă aduc o centură, să o puneți peste centura dumneavoastră, dar să știți că e pe propria răspundere. Și atunci i-am zis, da, duceți-mi ce mai contează, pe propria, pe nepropria, dați-mi o centură să fie că săracul plânge. Mi-a adus, a fost foarte de treabă acel băiat. Deci, băieți și o fată. Sau doi băieți și o fată. Nu, trei băieți și o fată. Deci vreau să vă zic că acea fată, n-am nimic cu ea. O încrezută și o, nu știu, în general, bărbații mi se par mai miloși ca femeile. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dar ați văzut și dacă te duci la un loc de muncă sau dacă te duci undeva sau, de exemplu, în general, femeile cu cumnații lor se înțeleg mai bine decât s-ar înțelege cu cumnatele sau la locul de muncă te înțelegi mai bine cu un coleg decât cu o colegă. Băieții sunt mai, nu știu, mi se par mie mai miloși. Nu neapărat că, vai, Doamne, se dă la tine, că îi place de tine. Nu, să nu înțelegeți greșit că nu vorbesc pe partea aia. Așa mi se par mie și de la multe alte fete și femei în vârstă am auzit vorbele astea că ele la muncă se înțeleg mai bine cu colegii decât cu colegele. Femeile se mâncă între ele, sunt invidioase, sunt răutăcioase. Așa mi s-a părut și fata asta, mi s-a părut foarte rea, foarte încrezută, deci îți vorbea cu nasul de sus și venea și îți spunea așa și nu știu ce și tralala, că și atunci a venit să și zice că să vedem dacă este de acord capitanul. Hai, când am văzut-o cum vorbește, păi dacă ți-ai ales meseria asta, vorbește fratele meu frumos, mai ales când e vorba și despre un copil, trebuie să înțelegi. Eu acum înțeleg că poate nu toate fetele sau femeile au copii care sunt stewardese, care lucrează ca asistente, ca doctorițe, dar măcar aveți încercat să aveți un pic bunătatea aia și să fiți mai calme, mai suave, mai nu știu, și nu neapărat cu copii, până și cu un om, că tu trebuie să vorbești frumos, nu să vorbești cu nasul pe sus și să vorbești de sus ca și cum ăla e un rahat în fața ta și tu ești nu știu ce. Deci nu vreau să mă înțelegeți greșit, să credeți că eu exagerez. Deci fata asta era foarte încrezută, că am 30 de ani și la viața mea am întâlnit multe fete, și încrezute, și mai puțin încrezute, și bune, și rele, și înțelegeți voi. Dar am avut noroc cu băiatul ăla, cu toate că chiar dacă nu venea băiatul ăla, îi ceream ei sau îi ceream la celălalt stuart, vedeam eu, ceream o centură, că aflasem de la alt băiat că se dă o centură. A venit, mi-a adus centura, bineînțeles că băiatul s-a calmat când i-a pus centura și a stat cu minte la mine în brațe, după care a zis că vrea la tati.
Se mai uita el pe geam, mai mârâia că nu a fost ok drumul pentru el, a fost ceva ciudat, mai ales când a plecat cu viteză avionul. A fost. Ați văzut că când urcă în sus simți că ți se duce stomacul, nu știu ce naiba ți se duce, așa simți o senzație ciudată și normal că copilul s-a speriat că habar nu avea ce se întâmplă cu el. Și chiar vorbeam cu soțul meu și mă bucuram că am luat zbor intern și că nu a fost un zbor de 2 ore, 2 ore și ceva, pentru că nu știu ce aș fi făcut cu el. El tot timpul săracul se uita și când vedea pe geam, făcea, mami, cade avionul, mami, facem buba, mami, hai să coborâm jos. Deci nu mai avea răbdare, i-am dat joc, i-am dat desene pe telefon ce aveam noi acolo. Pu și toate prostiile alea pe telefon, caramele nu mai vrea să mai mănânce. La un moment dat i-am mai dat o gură de cola, i-am dat o gură de apă ca să-l mai prostesc. Îi ziceam, uite acolo avionul, uite zboară lângă noi, uite acolo nor, uite acolo căsuța, vaporul. Nu știam ce să-i mai spunem, dar să știți că nu am avut cu cine. La aterizare trebuia să-i zgâlțânăm așa picioarele, că ați văzut, la fel se simte coboară avionul câte puțin, câte puțin și trebuia să-i zgâlțânăm picioarele ca să nu simte. El se mai uita, simțea că se întâmplă ceva săracul. Dar la fel, haide, coborâm, mai plângea, mai nu știu ce, la un moment dat l-a luat soțul meu în brațe, la fel i-a mai dat pe telefon și săracul când a aterizat avionul a fost atât de bucuros și a văzut că aplaudă lumea și a aplaudat și el și zicea bravo, bravo, coborâm jos. Dar nu vreau să vă spun când am văzut băiatul că noi n-am avut diferență de zbor decât 45 de minute între zboruri. Și în alea 45 de minute noi ne-am dus și ne-am făcut check-in-ul și ne-am dus și ne-am pus la coadă. La întoarcere spre București era o coadă foarte mare și foarte mulți oameni. Cred că se umpluse tot avionul. Deci era plin, plin era. Săracul când vede când ne întoarcem, nu Aion, nu Maion, fică Maion, nu Aion, numai pace, Aion! Săracul nu știa ce să mai zică. El credea că noi mergem să ne luăm mașina și să plecăm. Oricum am mai spus că dacă mai merg cu avionul anul ăsta, anul viitor, peste 2 ani, nu știu când o să mai merg, nu o să mai iau zbor în aceea zi. O să iau un zbor, azi mergem, ne întoarcem mâine sau azi mergem și stăm 2 zile și ne întoarcem un weekend, vedem cum stăm. În orice țară m-aș duce sau și dacă aș merge la noi în țară, nu mai iau zborul în aceea zi sau barem dacă l-aș lua în aceea zi să fie ore, de exemplu să zbor dimineața și să mă mai întorc seara ca să nu simtă săracul cu toate că tot dacă vede că duci la avion e destul de ciudat. Am încercat să-i explicăm și să-i spunem că mergem la Jumbo și când a văzut că plecăm spre avion a început să plângă, nu plâns tare, a plâns așa să zicem, o mâțâială mai micuță și a văzut că ne punem pe scaun, la fel zicea săracul să ne dăm jos, să ne dăm jos, îi ziceam că uite ne dăm jos și iartam în spate că era un băiețel un pic mai mare ca el, cred că cu vreun an și i-am spus că uite băiețelul are mașinuțe și mergem să ne jucăm cu el și a zis că da, mergem să ne jucăm și era bucuros și era fericit. Când am plecat din avion, sunt multe chestii de povestit, doar că nu mi-aduc aminte deodată să vi le spun. Când am plecat din avion, am vorbit cu băiatul la care era acolo și i-am spus că vedeți că noi ne întoarcem tot cu același avion și începuse să râdă și face cum doar atât scorti, zic, da, ne-am plimbat. Începuse să râdă și i-am spus că vreau centura și că da, nu vă faceți probleme că vi-o dau înapoi. Și face, eu nu mai știu cum a zis, la revedere, ne revedem din nou sau nu mai știu cum. După aia când ne-am întors și el și fata era acolo, a tras și fata un zâmbet, mă mir cum de-a tras și ea, probabil că ne-a văzut și știa că mai trage iar un drum înapoi cu copilul ăsta, cu toate că cred că sunt învățați însoțitorii de bord cu tot felul de copii, nu cred că doar a meu i-a pus capac acum. V-am zis, a făcut foarte, foarte urât, n-am reușit să mai filmez, că eram panicată la un moment dat, Marc. Era ca o legumă, soțul meu n-a vrut să-mi zică, mi-a spus când ne-am dat jos din avion și am terminat cu totul, se muiase băiatul de nu mai era bun de nimic și e destul de periculos, mă gândesc, pentru copii, că poate să facă, Doamne ferește, un șoc sau ceva, nu știu, să facă ceva la inimioară, nu știu, mi-era atât de teamă și chiar am zis, Doamne, eu am vrut să le fac o bucurie și am vrut să le arăt cum este cu avionul și
Nu știu, am vrut pur și simplu pentru ei chestia asta, deci a fost pentru ei, nu a fost ca să zici un mof de-a meu sau nu am avut de mers cu avionul să rezolvăm vreo problemă sau... A fost pur și simplu pentru ei, că își doreau foarte mult. Dar el, săracul, nu știa ce înseamnă. Și s-a înmuiat de nu mai era bun de nimica, era ca o legumă, m-am speriat atât de tare. Eu am văzut din avion că s-a întâmplat ceva, soțul meu stătea, el nu mai era bun băiatul de nimic. De asta trebuie să luați în calcul și să vă gândiți, nu știu, dacă aveți vreun copil așa mai sensibil cum e Marc, că dacă aveți vreun copil probabil ca Selena, Selena e foarte puternică. Am văzut că sunt foarte mulți copii care au zburat cu avionul și nu au avut nimic și nu au plâns. Am văzut care au zburat și au fost la fel ca Marc sau mai rău ca Marc. Și când ne-am întors, a început să râdă și fata și băiatul, că ceilalți stewardi ați văzut că sunt doi pe o parte, doi pe o parte. Bine ați revenit sau bun găsit din nou, nu mai știu. Și am spus că vedeți că vreau să centura. Deci am mai zis odată, ci că da, nu vă faceți probleme, vă aduc. Dar mi-a adus o fata până la urmă și i-am prins-o lui soțul meu sau eu mi-am pus-o cu... Nu, lui am pus-o. Deci am pus-o și l-am dat pe Marc în brațe și a avut așa săracu o siguranță și s-a simțit în siguranță și s-a simțit bine că n-am mai zis nimic. I-am dat pe telefon, i-am explicat că avionul pleacă, la fel avionul a plecat cu viteză, s-a mai uitat el așa, nu a mai plâns, se juca cu soțul meu pe telefon, avea el un joc cu tren și cu toate cele, la fel să vă instalați jocuri, să aveți jocuri diferite pe telefon, pentru că mă gândesc că nu zburați doar 5 de minute ca noi, mă gândesc că poate zburați 2 ore, 3 ore, că am văzut că în Anglia dacă pleci vreo 3 ore durează zborul. Să aveți jocuri, să aveți desene descărcate, să aveți eventual vreo punguță de jeleuri, de caramele, să, nu știu, să aveți ceva să-i atrageți atenția. Și a plecat avionul, vreau să vă spun că în București bătea vântul foarte, foarte tare. La Oradea a avut o aterizare foarte lină, ușoară, nici nu ai simțit-o. Pe când la București am simțit că îmi stă inima, că te anunță cu vreo 20-25 de minute înainte să aterizezi, că suntem deasupra Oradei, suntem deasupra Bucureștiului și în curând adică în curând aterizăm sau acum aterizăm, nu mai știu cum au specificat ei. Și durează undeva la vreo 20-25 de minute. Dar vreau să vă zic că mi s-a făcut o frică. Eu nu am teamă de avion. Nu aveam teamă de avion. Nu mai puteam. Băiatul mi-a adormit că mi-l dăduse mie la un moment dat în brațe ca să-i arăt. Se vedeau niște nori pufoși și niște nori frumoși. Parcă spunea că ești pe vată. Și atât de rău mi-a părut că n-am putut să filmez. Pentru că nu mai aveam baterie. Mai aveam vreo 15 sau 20% că am filmat foarte mult în ziua aia. Asta și Marc pe telefonul meu și oricum aveam o poziție ciudată că îl țineam pe Marc în brațe de nu aveam cum să filmez. Soțul meu era lângă mine, la fel nici el nu avea cum să filmeze și adormise Marc, mi-a adormit de când a decolat avionul, a ajuns sus de când s-a pus așa în poziția orizontală și de atunci a adormit Marc până în parcare, până ne-am plătit parcarea. Vreau să vă spun că săracul de la oboseala aia când ne-am trezit la 4 dimineață, stresul ăla că a fost cu avionul, frica și toate cele, a adormit săracul de n-a simțit aterizarea aia atât de bruscă. Soțul meu râdea de mine cu Selena și Selena s-a speriat puțin, dar nu așa de tare. Dar soțul meu râdea de nu mai putea râdea, deci mi-era frică, făceam, aoleu, aoleu ce se întâmplă? Aoleu, cade avionul, dar serioasă, mai aveam un pic și plângeam, eram atât de speriată că eu nu aveam problemă. Deci, vă zic sincer, nu mi-era frică. Am mai prins turbulențe și am mai prins goluri de aer și vreau să zic că am prins niște turbulențe când am venit din Cipru, de am zis că acolo cade avionul, a fost cel mai urât. Dar și acum a fost urât. Deci, o să vă zic că avionul mergea, hop, dar ciudat. Deci, când a avut aterizarea la Oradea, mergea.
Dar acum la București mergea hop, dar câte o cădere din aia bruscă, dacă v-ați dat vreodată în trenulețe sau în prostii din alea care vă aruncă pe la festivaluri și simțeai că ți se duce în gât, la fiecare dată când făcea avionul așa, așa simțeai și atunci. Și aveai impresia că cade avionul jos pentru că făcea destul de tare, deci cădea în gol mult și după aia se stabiliza, iar cădea, iar se stabiliza. Deci a fost foarte, foarte ciudat. Mi s-a făcut frică și am zis că nu mai vreau să merg cu avionul un timp. Și face soțul meu, stai că nu mai știu cum mi-a zis. Nu mai mi-aduc aminte. Dar te-ai potolit, te-ai învățat minte, mai vrei cu avionul? El a zis că ar mai fi mers și atunci cu avionul, nu avea nicio treabă. Eu nu aș mai fi mers, cel puțin câteva zile bune a rămas teamă în suflet. Și acum o înfruntasem oarecum, dar când am mai văzut astăzi pe internet că un avion a avut afectate motoarele și s-au oprit motoarele din cauza la un stol de păsări, iar mi s-a făcut o teamă de avioane, bineînțeles, că îmi imaginez că, Doamne ferește, dacă mă duc și intră vreo pasăre, două, trei sau un stol în motor, acolo ne-am dus. Cu toate că dacă ție să-ți fie, ție să-ți fie, dar știi cum e, că zici că mă, când mie să-mi fie, mie asta e, nu mă interesează, dar parcă când ești în faptul ăla și vezi că, Doamne ferește, mai un pic și intri cu mașina într-o altă mașină, într-un tir sau într-o prăpastie sau când ești într-un avion și, Doamne ferește, nu știu ce se întâmplă, atunci parcă ți-e frică și te rogi și, Doamne, nu vreau să se întâmple, mi-e frică și așa, mai departe. N-a mai avut treabă cu el, a dormit, n-a știut, n-a simțit când a aterizat, probabil nici nu realiza că avionul face așa sau nu știu dacă realiza. Și despre Selena, Selena a fost un copil foarte cu minte. La început i-a fost un pic de teamă când a plecat cu viteza aia, pentru că n-a fost în viața ei, nu știa ce se întâmplă. A fost un copil cu minte și a avut o perioadă de cicăleală când s-a pus avionul așa pe orizontală. Dar cât mai avem? Dar mai avem mult. Dar m-am plictisit, dar nu mai vreau cu avionul, dar nu-mi place. Bun. După ce ne-am întors și mergeam cu avionul spre București, că îi place, că mai vrea cu avionul, că îi place foarte mult. Când mai mergem, că să mai mergem, că ea vrea să meargă de 20 de ori cu avionul și să mergem și acum, dacă e că ea nu s-a plictisit, nu e frică și îi place. Știți cum sunt copiii de obicei, sunt mai suciți, mai, na, așa sunt copiii. Și în rest i-a plăcut, nu i-a fost rău, a durut o ureche pe Selena, pe Marc l-a durut două urechi, pe soțul meu nicio ureche. Bine, pe Marc l-a durut ambele urechi, de fapt, nu două urechi, doar două are. Dar înțelegeți voi. Și pe mine m-a durut capul. Cam asta a fost experiența noastră. Nu știu dacă am uitat să vă spun ceva. Ce vreau să vă spun este să aveți, v-am zis, niște caramele jeleuri, eventual o mașinuță nouă și câteva vechi să-i dați să se joace în sala de așteptare. Na, nu știu, să nu vă uitați actele, să le treceți, să aveți tot timpul actele și banii sunt cei mai importanți, să fie la voi, că uitați un tricou, un papuc, un hanorac, un șampon, un nu știu ce, e altceva. Pe zborul intern, la Blue Air, adică nu știu dacă și pe cele externe, dar pe cel intern ai voie doar 6 kg de persoană. În schimb, știu că la Ryanair și la Wizz Air ai voie 10 kg de persoană. Noi nu am avut ce să cărăm acum, dar pe viitor, dacă vrem să mai plecăm, să facem un city break aici în România, e bine de știu că avem doar 6 kg, să ne intre câteva hăinuțe. Nici nu ne-a pus ghiozdanele pe cântar. Probabil la zbor intern ghiozdanul, de fapt, că Selena a avut un ghiozdan și eu cu ghiozdanul meu. Dar ce vreau să spun e că nu ne-a pus să le cântărim și nu am văzut nici pe alți oameni care zborau intern să-i cântărească ghiozdanele. Probabil se gândește că nu are greutate foarte mare, cum ar fi dacă ai pleca în străinătate. Și da, altceva nu mai știu ce să vă mai spun. Bineînțeles că o să mai mi-aduc aminte pe parcurs și dacă mai mi-aduc aminte ceva, probabil voi mai spune într-un vlog. Șinșilele deja încep să facă gălăgie. Le-am pus un castronel care au ei de plastic să se bălăcească în nisip și văd că mi l-au răsturnat de tot. S-au bălăcit ele puțin acolo. Și de acum ne pregătim să mâncăm ceva eu cu Selena, bineînțeles, că Marc... Nani, nani. Am vrut să fac ceva de mâncare în seara asta, nu știu, niște paste sau pizza sau ceva, dar dacă Marca a dormit, bineînțeles că nu mai fac. Cred că voi face mâine pizza. Am mozzarella, am cumpărat mozzarella și am un calup din ăla destul de mare și nu știu, altceva, habar nu am, mâine vine și soțul.
Ajunge și soțul meu mâine după amiază acasă și cam asta a fost experiența copiilor cu avionul. Cu Selena v-am spus, nu am avut treabă, dar cu Marc a fost mai dificil și dacă ar fi să plec, să știți că aș avea o teamă destul de mare. El zice cam în fiecare zi că vrea să meargă cu avionul și astăzi a spus că vrea să meargă cu avionul sus, că îi place. Are perioade în care zice că e frică, că nu mă pace. Bineînțeles, e copilaș ce are săracul și el 2 ani și 11 luni. Normal că e dezorientat și nu știe ce își dorește. În schimb, cu vaporul i-a plăcut foarte mult, nu a avut treabă, nu i-a fost frică. I-a plăcut și a stat cu minte. Și am să închei filmulețul aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că mă urmăriți și că v-ați abonat la canalul meu și v-am pupat cu mare drag. Pa, pa!